presupunerile sunt periculoase, mai ales atunci când acestea sunt făcute în domeniul religios. Dacă o doctrină religioasă se bazează pe o presupunere greșită, practica religioasă va fi greșită. Cea mai răspândită presupunere în creștinătate este că sâmbăta este sabatul scripturii, iar duminica este ziua în care Yahushua a fost înviat. Aceste convingeri sunt construite pe o altă presupunere, că săptămâna modernă s-a derulat continuu și fără întrerupere de la creațiune. Cu toate acestea, istoria calendarului Iulian dovedește că aceste ipoteze sunt false. Calendarul Iulian a fost înființat în 45 înainte de Yahushua. Ca și calendarul Republicii Romane, dinaintea lui, calendarul Iulian Timpuriu avea o săptămână de opt zile. Pe calendarul Republican și pe cel Iulian Timpuriu, zilele săptămâni, zilelor săptămânile erau atribuite litere de la A la H. Toate calendarele iuliene timpurii fasti existente datează încă din perioada 63 înainte de Yahushua și 37 după Yahushua. Odată cu extinderea Imperiului Roman, acesta a venit în contact cu mitraismul care a devenit rapid un cult religios popular în Roma. Mitraismul a adus săptămâna de șapte zile numită după zeii planetari. Duminică nu poate fi ziua în care Iahușua a înviat din morți, pentru că duminică nu a existat în calendarul Iulian de 8 zile din vremea sa. Nici sâmbăta nu poate fi sabatul biblic al zilei a șaptea, pentru că inițial săptămâna planetară păgână începea cu ziua lui Saturn, sâmbăta. La fel ca și calendarul Iulian care a adoptat-o, sunt iremediabil păgâne. Faptele istorice arată că nici sabatul biblic, nici prima zi a săptămânii biblice nu pot fi stabilite folosind calendarul modern. Dacă este importantă închinarea într-o anumită zi, atunci este de asemenea important să cunoaștem ce calendar să folosim pentru a calcula acea zi. Calendarul lunii solar de la creațiune, ce folosește atât soarele cât și luna, este singurul mijloc de a stabili corect sabatul zilei a șaptea și ziua învierii lui Yahushua. El a făcut luna ca să arate vremurile. Vremurile Moedim, adunările de închinare ale poporului lui Yahua. În zilele lui Yahuușua erau în funcțiune două calendare. 1. Calendarul iulian cu săptămâna de 8 zile. Și 2. Calendarul biblic lunii solar ebraic cu o săptămână de 7 zile și un ciclu săptămânal care se relua cu fiecare lună nouă. care calendar credeți că a fost folosit de către israeliți și de către Iahușua?